Salut cu oamenii și astăzi continuăm seria de Darksiders 3. Data trecută am rămas aici la Vulgrim, unde ne-am pus punctele acolo în status și acum încercăm să mergem mai departe, însă nu știu pe unde. Oare mă pot ține de creanga asta de aici? Oh, da, asta era toată schema. Și am venit la băieții ăștia să-i liniștim. E cam ai coborât unul de pe creangă de aici, vreau să explorez tot, vreau să explorez tot și să stric tot pe aici. Am văzut că dacă stric tot ce prind, mai pică câte ceva. Așa, mai găsit aici, vreau să dau volumul ăsta mai încet. Oh, mai este ceva acolo. Chiar vreau să colectez absolut tot pentru că mai mult ca sigur o să am nevoie de ele pe parcurs. Știm cum funcționează jocurile tip Darksiders și am nevoie de cât mai multe suflete și șmecherii strânse. Așa, mă prind de asta, mă duc și acum parcă mergeam aici în partea dreaptă. Am descoperit butonul de pe care cica aș merge mai repede, cica ar fi V. Să nu-mi dau seama dacă merg mai repede sau nu merg. Uite, așa alerg obișnuit și așa alerg cu V. Puțin mai repede, dar nu se simte. Asta nu pot să intru în ea, trebuie să ajung mai târziu acolo. Uite, avem acolo niște oameni și Dita-i pomul. Mă mai trebuie să fac dodge-uri ca un handicapat, pot să apăs și eu pe V să merg mai repede, să fiu atent aici peste tot. Uite unul acolo sus și vedem niște suflete acolo. Oh, nebunilor. N-am jucat de vreo două zile și am uitat pe aici cum fac schemele. Dar nu-i nicio problemă că ne revenim noi. Ce este aici? Ce se întâmplă aici așa? Avem aici o mică tornadă. Și cu electricitate, cu din alea, se încinge atmosfera. Uite acolo, trebuie să ajung sus acolo neapărat. Hop, hop, hai să urcăm aici. Am dat jocul pe Epic și nu-mi dau seama dacă îmi sacadează de la joc sau nu. Am puțin, mi se pare că sacadează puțin. Aici pot să mă urc acolo la pom. Uite pe barosanul ăsta acolo sus. A coborât? A coborât el. I-am dat mare bucată. Chiar mă enervează chestia asta că nu se trece cu caps lock-ul când pun ținta pe cineva. Nu trece de la unul la altul singur. Bă, acolo bănuiesc că n-am cum să ajung. Pare interesant ce e acolo. În fine, hai poate mergem și ajungem mai târziu, poate. Este vreo șmecherie cumva. Văd că asta ar fi șmecheria dacă aș avea o creangă din asta. Să sar pe aici, nu cred că este nimic. Hai să urcăm pe pomul ăsta să vedem ce se află aici așa. Pomul ăsta s-a dus peste... Mamă, dar ce... Cum se vede în sus. E, și sculpturi din astea. Astea cred că erau de la făuritori sau cum le zicea lor. Aia de făceau armele prin primul și al doilea Darksiders. Avem pe fratele Vulgrin aici. Bă, am 2000 de suflete. Hai să-i dăm ăsta, mai facem un nivel. Așa, level 4. Hop. Vedem că... Este o construcție mare. Sper că nu trebuie să mă bat deja cu al următorul. Îmi scapă cuvântul acum. Cu următorul păcat. Uite, am văzut oameni acolo și... Ăsta nu era și în primul și al doilea Darksiders. În primul cred că era sigur. Ulfin, ăsta. Deci ăsta e, este unul dintre făuritori. Cel mai probabil o să putem să ne facem la el arme sau să ne le evoluăm sau ceva. Se pare că ăsta protejează oamenii. Deci au mai rămas ceva oameni, nu au murit chiar toți în primul. În primul joc.
nu știam cum se desfășoară jocul, cum se desfășoară acest al treilea joc, dar am înțeles că este fix în timpul celui de-al doilea și imediat după primul joc, fix când este capturat ora. Am văzut la început că era capturat acolo de Consiliu. Deci este un fel o continuare a primului joc paralel cu al doilea. Stai că ăsta ne comentează. Jonas. Question me again with your last breath. Look around. Look what's happened here. Do you honestly think anything scares me now? Easy, lad. This one. Vedem că la Maker e frică de noi că poți să-l omorâm pe ăsta. Face ăsta care tupeu. Nu pot să-i dau o bucată să tacă din gură. I like this one. You may continue breathing, Jones. Horseman, please. To have you on our side would turn the tide in ways we cannot measure. Humanity might stand a chance. While my mission does involve balance, it does not require them. I am here to root out the seven deadly sins and return them. Deci nu vrem să-l ajutăm pe ăsta să apere oamenii. What if I can help? I sincerely doubt that. I'm faring quite well without any help. Of course. But in case you missed the moniker, I am a maker who specializes in instruments of destruction, chaos, and the delivery. Să trec mai departe. In exchange, humanity will not survive even. Direct them. Hai să protejăm oamenii. The bridge. Only humans can use it. Stai că-mi dă ăsta ceva. Must I touch them? Mi-a dat ăsta acolo ceva care dacă oamenii ating chestia aia se teleportează aici, din ce am înțeles. Hai să trecem mai departe. Da, asta e. Deci chestia ajută pe oameni să teleporteze aici. O, a apărut băiatul ăsta din nou, deci aici e un punct de, e un checkpoint, să zic așa. Așa. Angelic artefact, habar n-am ce e asta. Poate ne trebuie. Oh, ne-au văzut ăștia. Așa, mai era unul pe aici pe undeva. Uite-l sus acolo. Bă, chiar nu-mi place că nu pot să stric pe aici mașinile și toate porcările astea. Aș vrea să pot să le stric. Amă, vino aici. Vino mai aici dacă e șmecher. Pot să-mi dau forma aceea. Pot să mă transform acum în plin acolo. Vedem dacă apăsăm Z. Să nu aș vrea să mă transform la un din ăsta. Așa, hop. Tu aici îmi place asta când apăs shift. Așa, uite, mai este ceva aici. Trebuie să fiu extrem de atent la tot ce se află pe aici. Uite, mai este ceva aici. O, pot să cobor aici undeva. Că nu aș vrea să cobor, vreau să... Bă, ce face ăsta aici? Și de ce era negru? Cred că e un alt tip de demon. Care se pare că moare cam greu. Adamantină, ok, am mai obținut ceva. Pot să-mi văd, nu mai știu de unde vedeam inventarul aici. Angelic, andamantine. Astea sunt mai multe suflete, uite, puteam să le... Să le transform pe astea, să văd dacă... A,
Așa, nu mă pot urca pe pereți sau ceva. Pot să mai stric pe aici peisajul. Puteți să urc acolo sus să văd ce se întâmplă. De pe V. Totuși s-a apăs V. Oh, băieții ăștia au aici un altar. Așa. Aud pe cine... Oh. A venit boss-ul. Ăsta m-am bătut kill și mai înainte, nu? Stai că vreau să-mi dau niște heal. Mamă, dar asta e mare rău animalul. I-a dat aici mare capac. Hop, cred că am făcut un dodge. Nici nu știe ce-l lovește. Asta mi-a dat mult aici. Ce-s chestiile astea? Ah, pot să-mi fac upgrade la el. Uite, îmi trebuie silver adamantini, eu am 3 și îmi trebuia 2 ca să-mi dau upgrade la armă. De pe enter, vă, că-mi dau. Și aia mi-a dat un punct. Acum îmi trebuie 4. Tot apăs exit în loc de backspace și asta... să-mi pun chestia asta pe armă. Cred că o am deja. Aici îmi trebuie demonic. Aici îmi trebuie artefact angel. Ok, hai să dăm iar backspace. Ah, mai am 3 puncte de pus. Uite, nu mi-am pus niciun punct. Am pun unul aici în putere. Îl pun și pe celălalt în putere. Și pun unul și în... Asta când dau cu magii. Astea sunt relicvele pe care le am eu pe armă. Și aici nu pot să pun... A, uite pe Y. Nici măcar nu pusesem chestia asta care îmi dă 5% viață și 3% damage. Coborâm noi aici. A, deja am găsit un om. Logic că e frică de noi. Do you want to live? What? If you want to live, I can send you to a safe place. Safe as any, I suppose. Touch it. A, și tu crezi că ea pare curioasă să atingă aia? Idiots. It's a miracle they ruled the earth for a teleportat-o. Chiar că e un miracol cum au supraviețuit ei atât, cum au condus pământul. Aici nu pot să trec. Ne băgăm în canal. În canal, în gaura asta de aerisire. Da, pentru că ei sunt frați, cavalerii, toți trei. Logic, am împărțit. Bă, vreau să văd dacă mai pot să mai bag un punct aici. Stai să văd. Unde aveam... Astea. De fapt, am un buton aici pentru toate. De pe space. Așa, mergem la Vulgrin și acum îi dăm lui sufletelele. Îl dăm și pe ăsta, facem level 6, respectiv level 7. Bă, dar ce față are. Mai pun unul în damage. Și vreau să-mi pun unul și în viață. Pot să dorm cu... Da, pot să stric cutiile. Să cobor la ăștia jos aici. Wow, 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 ce m-am speriat de omul pe Yangan. Avem și chestiile astea, nu mai știu cum le zice la tutura și aia ce neba erau. Cred că decât ouălele mari au pe Yanganii ei. Așa, uite aici altul. Bă, sper că apa asta nu-mi dă damage. Nu-mi dă damage. Wow, a coborât unul.
Așa. Și acum? A, era aici sus să urc. Era acolo sus. Am atins noi apa așa frumos, cu efecte, cu alea. Eu am crezut că pe aici pot să mă urc în sus, dar de fapt nu, era un... din ăsta. Wow! Așa, m-am speriat, am crezut că pic acolo. Mă, nu, vreau să mă bat cu ei. Wow, a venit altul. Place la maxim chestia asta cu se învârte, parcă și în al doilea joc era chestia asta. Aveam ceva, un combo în care mă învârteam. O să urc înapoi aici sus? Da. Zici că mă dau pe liane aici. Nu știu ce mă aștept, că în curând o să dau și de următorul păcat. Cred că avem, ăsta era un alt tip de demon pentru că nu l-am văzut. Uite-l acolo. Oh, a coborât altul. Wow, iarăși m-am speriat de ăștia. Ăștia mor foarte repede. A, pe aici nu mai plin de ouă. Ce avem aici? Cred că... sunt oameni? Sau demon ceva înghețat? Înghețat în... uite, l-avem pe acolo. Ok, avem și pește aici. Nu pot să sar... aș fi vrut să sar odată pe el, să-i dau mare bucată. Ăsta e alt tip, uite, arată altfel. Wow! Așa. Suntem la metro aici. Uite un alt ăsta. Îmi place că sunt tot mai mulți demoni din ăștia mici. Ce este acolo cu roșu? Încă avem ceva și aici sus. A, cred că chestia asta dacă călcam... dacă călcam în ea mă omora. Mi se pare că chiar am călcat în ea. M-am prins, aia era toată schema, trebuia să dau în ea când se încărca și lua foc șmecheria asta de aici. Îi aud, dar nu-i văd. Oh! Being observant is literally in your name. Cred că ajung la următorul păcat. Bă, oameni, o să mă opresc aici cu acest episod din Darksiders 3. Eu am fost Adal și dacă îți place ceea ce fac, nu uita să lași un like, un comment și un subscribe dacă nu ai făcut asta deja. Ne vedem la un nou episod data viitoare.